Miercuri, la sediul primăriei Mediaș, a avut loc o întâlnire între conducerea municipalității și directorii tuturor unităților de învățământ din oraș. Scopul discuțiilor a fost acela de a trece în revistă lucrările și reparațiile derulate pe parcursul verii la școli și grădinițe. Concluzia principală a fost că noul an de învățământ va începe în condiții foarte bune la Mediaș. Am avut astăzi la sediul primăriei municipiului Mediaș o întâlnire constructivă, spun eu, cu toți reprezentanții instituțiilor de învățământ din orașul nostru. Le mulțumesc tuturor pentru buna noastră colaborare, pentru că avem o astfel de colaborare, reușim să începem anul școlar în condiții foarte bune. Pe parcursul verii s-au făcut o serie de lucrări, de reparații și de investiții acolo unde a fost cazul, astfel că nu există semnale din partea niciunei instituții de învățământ cu privire la probleme la început de an școlar. Aflându-ne în această perioadă, nu pot decât să le urez tuturor, cadre didactice și, în ultimul rând, copii, un an școlar cu rezultate cât mai bune.